Între 12 și 14 august la Constanța a avut loc festivalul Nostalgia Retro Disco Future. Nostalgia muzicii anilor 90 a adunat sute de oameni. Petrecăreții și-au creat amintiri, au fredonat și au dansat pe muzica pieselor cunoscute. Andreea Dragomir este din Brașov, e studentă la medicină și a venit special cu gașca pentru festival. Și-a pregătit un look special. Doar codițele pentru petrecere au costat-o 350 de lei. Prima oară când merg. Zim cam câte fete vin să-și împletească părul la voi în fiecare seară? Aproape toate. În jur de 2-300 de fete câte participă. Ce aleg cel mai mult? Cum aleg să-și împletească părul? Ce coafiură? Fiurul Kardashian. Două codițe împletite. Elena Șușman este din Constanța și a venit împreună cu prietenele la festival. A decis să poarte un outfit lejer ca să poată dansa în voie. Topul l-am luat pentru un festival, e adevărat. Și când a venit Nostalgia în Constanța, am zis că trebuie să-l iau neapărat. Cât mai revealing, ca să zic așa, dar comod și Adidas și necesar neapărat ca să pot să încep să dansez fără nicio problemă. Emma Băniță, consultant vestimentar, a fost la Summerwell weekendul acesta și a observat față de anul trecut o nouă abordare a stilului vestimentar. Unul mai relaxat, care a fost transpus din moda străzii la festivaluri. Dacă înainte puteai vedea stilul boho, cu franjuri și paiete, anul acesta iubitorii de muzică au mers pe relaxare totală prin ținute lejere, vaporoase, asortate cu tenis. Înainte era chestia asta de show-off, fiecare încerca să fie cât mai... nu știu, să avem ținute cât mai deosebite, să părem, wow, cool, să ieșim în evidență. Și anul ăsta am observat lumea foarte relaxată. Adică, efectiv, cred că vrea pur și simplu să se simtă bine, era fericită că a ieșit din casă.